Multe orașe din România au legende urbane care menționează existența în subteran a unor tuneluri ce leagă diverse locuri din țară. Subteranul României ar fi străbătut de aproximativ 500 de kilometri de tuneluri și catacombe săpate încă din timpuri străvechi, conform autorilor unui volum intitulat Secretele României subterane. Numeroase legende s-au păstrat până astăzi despre galeriile săpate în munți sau sub cetăți, cu rol de cale de refugiu a populației din calea cotropitorilor. Ipoteza existenței unei rețele de galerii subterane în interiorul Bucegilor circulă de ani de zile. Unii spun că ar fi o rețea care comunică pe sub pământ cu piramidele din Egipt. Alții că acolo se ascund baze secrete pe care nimeni nu ar trebui să le cunoască. O altă categorie merge chiar până într-acolo, încât susține că ar fi o rețea construită de civilizații extraterestre care monitorizează atent tot ce se întâmplă pe pământ. Despre aceste tuneluri, a căror existență este amplu dezbătută, dar nu a fost confirmată, se spune că nu ar exista doar sub munții Bucegi, ci în întregul arc carpatic, iar de ele se leagă mai multe legende. În vremea dacilor, se spune că acestea erau cunoscute doar de preoți și câteva căpetenii. Tunelurile aveau fie un rol strategic, fie ascundeau tezaurul neamului, iar secretul rețelei subterane din Bucegi a ajuns doar la cei care aveau menirea de a-l proteja. Anumite măsurători au arătat că există două tuneluri care traversează munții din zona masivului Bucegi până în apropiere de peștera urșilor din Carpații Occidentali. Se spune de asemenea că există galerii care comunică prin munte cu Retezatul și Rarăul din masivul Ceahlău, pe ale căror vârfuri ar fi fost la fel ca pe vârful Omu, sanctuare care formau triunghiul de aur al Daciei. Cei care s-au ocupat cu măsurătorile în Bucegi, dar și în celelalte masive din Carpați, au întocmit o posibilă hartă a rețelei subterane din munții noștri și au constatat cu uimire că tunelurile nu sunt dispuse haotic, ci formează conturul unui lup imens cu gura căscată, al cărui cap este în munții Apuseni, iar coada coboară până aproape de Pietroșița, județul Dâmbovița. Această constatare duce cu gândul la steagul de luptă al dacilor, un șarpe cu cap de lup, și la faptul că lupul simboliza în credința dacică inteligență, dreptate și nesupunere, și potrivit legendei, un ajutor și un protector în momente grele. Teoria existenței unor tuneluri și săli secrete sub muntele Ceahlău a fost puternic alimentată de mărturia unui profesor din Iași, care susține că ar fi pătruns într-un astfel de tunel. Profesorul de fizică, Constantin Bursuc, cunoscut în mediul inventatorilor din Iași, este cel care a lansat povestea rețelei subterane pe baza unor experiențe pe care susține că le-a avut în anii 90. Acesta spune că cercetarea a realizat-o cu ajutorul unor metode neconvenționale, precum salturi în spațiu, dedublare sau telepatie, dar că nu a mai continuat să studieze tunelurile subterane. Cercetările le-am început din județul Suceava, unde există o poartă de intrare în această rețea de tuneluri subterane artificiale. Nu tunelurile m-au interesat efectiv, ci pentru mine a fost curiozitatea dacă am avut o civilizație străveche care l-a creat și ce rost aveau acestea. Profesorul păstrează misterul în privința localizării intrării în tunel, singurul indiciu dat fiind baza vârfului Toaca. Tunelul respectiv era în pantă, avea cam 10 metri lățime și 15 metri înălțime cu boltă, iar în el gravitația se anula parțial, astfel că deplasarea în interior se făcea în salturi. Am bănuit că aceste tuneluri aparțin unei rețele construite de civilizația hiperboreană cu drumuri interioare
care se parcurg pe principiul antigravitației, unde un corp de 100 de kilograme ajunge să cântărească doar a șasea parte. Sălile interioare erau luminate cu aplice cu fosfor din loc în loc, mai spune Constantin Bursuc. Povestea profesorului Ieșan pare că urmează scenariul unui film de science fiction. Acesta vorbește despre extratereștri care i-au facilitat intrarea în tuneluri prin fenomenul decorporalizării, despre porți de intrare care se deschid doar pronunțând anumite parole sau despre dialoguri telepatice cu ființe din altă lume. Misterioasa poveste a profesorului Bursuc nu își găsește corespondent în realitate. Cei care au cunoscut muntele Ceahlău, neavând cunoștință despre astfel de tuneluri subterane. Tunelul Groazei, care ar lega castelul Corvinilor de cetatea Devei. Despre tunelul subteran care ar lega castelul Corvinilor de cetatea Devei, se vorbește în Hunedoara, dar și în Deva, de câteva decenii, însă nimeni nu a găsit vreodată vreuna dintre intrări. Au fost hunedoreni care au încercat să deslușească povestea tunelului, însă mărturiile vreunui succes nu au apărut până în prezent. Alți localnici au încercat să explice construcția tunelului pe baza unor mărturii vechi de secole despre un tunel care ar fi legat castelul de o cetate, dar nu de cetatea Devei, situată la 20 de kilometri distanță de castel, ci de o fortificație aflată în trecut, pe dealul Sânt Petru, în apropierea castelului. Tot despre tunel, alți hunedoreni susțin că ar fi pornit din gurile de mină părăsite, din împrejurimile castelului, iar galeriile în care te rătăcești cu ușurință te pot scoate la Deva, pe dealul cetății. Acolo există câteva guri de mină, dar care sunt în prezent sigilate. Tunelul de la Teliu, păzit de fantoma unui inginer. Multă lume nu știe că una din cele mai de amploare lucrări de infrastructură din țară datează din 1929 și este tunelul de la Teliu, care măsoară 4369,5 metri lungime. Construit cu gândul că va lega orașele Brașov și Buzău, apoi Ardealul de Dobrogea, acesta este acum folosit doar de câțiva localnici navetiști pentru a ajunge la întorsura Buzăului sau de puținii turiști care ajung în zonă. Construcția pasajului, care deservește linia de cale ferată către întorsura Buzăului, a început în jurul anului 1920 din ambele capete și era considerat un proiect extrem de îndrăzneț pentru acele timpuri, cu o investiție de 100 de milioane de lei și cu implicarea unei companii germane, a cărei conducere a hotărât ca lucrările să fie dirijate de inițiatorul proiectului, inginerul Colțână, și de un neamț. Localnicii încă își mai amintesc clipele înfiorătoare trăite de părinții sau bunicii lor care au lucrat în galeriile din munte. Oamenii au fost aduși din toată țara pentru a fi terminat tunelul. Pe perioada lucrărilor s-au surpat pereți, au fost emanații de gaz metan care le-au provocat arsuri minerilor. Iar când lucrările la tunelul mare ajunseseră la jumătate, galeria s-a surpat, sub pământ fiind prinși 30 de muncitori. Nenorocirile s-au ținut însă lanț până în ziua inaugurării, la începutul anului 1929, când chiar inginerul Colțână, cel care a supervizat realizarea tunelului, a murit sub privirile îngrozite ale celor adunați. Din cele povestite de-a lungul anilor de martori, Colțână s-a urcat pe o stâncă amplasată la intrarea în tunel, a tăiat panglica inaugurală, iar apoi, într-un gest ce ar fi trebuit să simbolizeze conectarea tunelului la energia electrică, a unit două fire. S-a făcut flamă, iar inginerul a căzut secerat. Zona Brașovului ascunde o rețea de construcții subterane.
Cetatea medievală a Brașovului avea o rețea de tuneluri care făcea legătura între bastioanele de apărare ale vechiului burg. În decursul timpului, pornind de la tunelurile și grotele descoperite, s-au țesut multe legende controversate. Există mai multe intrări în mai multe zone din centrul Brașovului, majoritatea fiind închise sau impracticabile în prezent. În decursul timpului, au fost găsite astfel de guri de intrare. Ultima descoperire pe această temă s-a făcut în 2008, când a fost demolată o casă în cartierul Bartolomeu, pe strada Lanurilor. Aici există o ușă metalică închisă cu un lacăt și sigilată. Înainte de 1989, în fiecare an, reprezentanții armatei veneau și controlau sigiliul. Mai mult, se pare că tunelul făcea legătura cu cel mai vechi monument de arhitectură al Brașovului și din țara Bârsei, Biserica Sfântul Bartolomeu, a cărei construcție a început pe la 1223. Cele mai cunoscute sunt cele două tuneluri de după ziduri, o adevărată rețea de galerii unite între ele. În primii ani de după Revoluția din 1989, presa locală scria că și din Biserica Neagră s-ar face acces către trei tuneluri. Un fost paroh al bisericii ar fi recunoscut existența acestora, dar nu a vrut să dea amănunte despre ele, iar locatarii unei case de pe strada Ștefan Ludwig Roth, lângă Biserica Neagră, povesteau că în copilărie se jucau prin tunelul care pornea din pivniță și ducea înspre tâmpa. Tunelul din Suceava, folosit de Ștefan cel Mare. Cetatea de scaun a lui Ștefan cel Mare este monumentul istoric reprezentativ al Sucevei și, în același timp, motiv de fală al locuitorilor orașului în fața străinilor. Legendele urbane, predate din generație în generație prin viu grai, vorbesc despre tunelurile subterane săpate de oamenii lui Ștefan cel Mare, care ar fi servit pentru evacuarea de urgență în caz de cucerire a cetății. Aproape fiecare sucevean are varianta lui privitoare la tunelurile misterioase. Se zvonește că în tunel era ascuns și tezaurul țării. Sunt cel puțin trei variante ale traseului tunelului de fugă. Legenda locală spune că Ștefan cel Mare chiar a folosit soluția de avarie și că atunci când a ajuns la capătul tunelului, a lăsat blestem ca oricine va intra vreodată după el să nu mai iasă viu niciodată. Ceva mai târziu, pe la 1675, slugile lui Dumitrașcu Cantacuzino, domnitor al Moldovei, care a și distrus în final construcția, ar fi fost trimise în subteranul cetății să verifice dacă blestemul aruncat de Ștefan ar fi real. Legenda spune că oamenii lui Dumitrașcu, speriați să intre în grote, ar fi trimis niște pisici în inspecție, însă animalele n-ar mai fi ieșit vii niciodată. Scriitorul Felician Pop a relatat în volumul intitulat Istoria secretă a Sădmarului una dintre legendele locale care spune că un tunel secret face legătura încă din Evul Mediu între castelele din comuna Medieșul Aurit și Carei și cetatea din Ardud. Tunelul străbate orașul Satu Mare pe sub râul Someș prin zona podului Decebal. Se spune că tunelul era folosit de nobilime pentru a fugi din calea cotropitorilor. Din Medieș puteau ajunge la Ardud, iar de acolo la Carei. Ba mai mult, tunelul ar fi fost folosit și de Pintea Viteazul după ce a evadat din închisoarea Sătmarului, precizează scriitorul Felician Pop. Orașul Brăila poartă în pântece urmele celui mai mare sistem defensiv construit vreodată de-a lungul Dunării de către turcii care au stăpânit-o aproape 300 de ani. Secole la rând, bogățiile raialei și ale țării românești
luau drumul Stambulului prin portul Brăilei și nu puțini au fost cei care au râvnit la aurul păzit cu strășnicie de ieniceri. Legendele țesute aici, de-a lungul timpului, i-au făcut pe mulți să asedieze și să prade orașul apărat de turci. Chiar și așa, cetatea Brăilei, azi rasă de pe fața pământului, a fost cucerită de numai 7 ori după ce garnizoana depunea armele pentru că rămânea fără provizii și muniție. Porțiunea ale Hrubelor, un păienjeniș de tuneluri folosit de otomani, se mai găsesc și astăzi, ascunse la mai bine de 10 metri sub Caldarâm, uneori pe 2-3 niveluri în centrul vechi. În anii 50, autoritățile au decis închiderea Hrubelor și astuparea lor cu pământ, ca să nu se mai surpe clădirile noi. Porțiunile rămase sunt inaccesibile sau ținute în secret. Se spune chiar că exista o hrubă pe sub Dunăre, pe unde se ajungea la Ghecet, în Tulcea. Biserica fortificată precista din Galați, locul de unde ar pleca tuneluri pe sub Dunăre. Restaurată după al doilea război mondial, Biserica Fortăreață, Maica Precista, constituie un veritabil monument de arhitectură și artă, fiind unul dintre principalele puncte de atracție turistică din Galați. O legendă a orașului Galați spune că aceasta ar fi fost legată de malul tulcean al Dunării printr-un tunel săpat în urmă cu peste 300 de ani pe sub albia fluviului, iar intrarea în această cale de refugiu se făcea prin altarul Bisericii Precista. Această biserică fortificată este cel mai vechi monument istoric din municipiul Galați. Construită între anii 1643 și 1647, în timpul domniei lui Vasile Lupu, a fost și lăcaș de cult, dar și cetate de apărare împotriva cotropitorilor. Podul clădirii este prevăzut cu 28 de metereze. Tot în această încăpere s-ar fi aflat și intrarea secretă în tunelul care, conform legendei, din motive necunoscute, în urmă cu un secol, a fost astupat cu pământ la ambele capete. Totul a pornit de la faptul că a fost descoperită o galerie cu o lungime de 300 de metri între Biserica Precista și Biserica Sfântul Gheorghe. De aici a apărut legenda conform căreia ar exista un asemenea tunel pe sub albia Dunării, tunel prin care se putea ajunge pe malul tulcean al fluviului. Buncărele lui Stalin din Timiș. Cei care călătoresc cu mașina pe drumul spre Vama Sârbească pot zări pe o parte și alta a șoselei cocoașele care ascund buncărele militare construite în anii 50 de teama unui eventual atac din partea Iugoslaviei lui Tito. Începând cu 1952, la ordinul lui Stalin, România a construit 30 de kilometri de buncăre în jurul localităților Vojteg și Jebel, lângă granița cu Iugoslavia. În acea vreme, Stalin considera că Iugoslavia lui Tito era dușmanul de moarte al comunismului și al lui personal. Adăposturile militare din anii 50 au fost proiectate să reziste la bombe de 1000 de kilograme care ar fi putut fi lansate de iugoslavi. Ulterior, tunelurile subterane construite în Banat, lângă granița cu fosta Iugoslavie, au fost folosite de săteni pe post de colibă, stână, cramă sau chiar de bara. La începutul anilor 50, relațiile dintre Gheorghe Gheorghiu Dej și Iosif Broz Tito s-au răcit după ce acesta din urmă a adoptat o politică independentă față de cea a blocului sovietic. Pentru că Tito a ales liberalismul, Dej s-a temut de un atac armat din partea Iugoslaviei. Astfel, în 1952, a început construcția de fortificații din județul Timiș. Buncărele de diferite mărimi și utilități au răsărit ca mușuroii pe câmpurile din apropierea graniței,
pe o lungime de 30 de kilometri, în jurul localităților Jebel și Voiteg. În sat se află câteva din buncărele care se văd în toată splendoarea lor. Aproape că nu există oraș care să nu fie brăzdat subteran de rețele de tuneluri. Oriunde mergi în România, vei descoperi o mulțime de legende și de locuri pline de mister. Peșterile și tunelurile, bine ascunse, fac parte din mitologia noastră dintotdeauna. Născociri sau nu, miturile se transmit de la o generație la alta și sunt mereu la fel de interesante.